Bun găsit! Astăzi vom afla istoria clădirilor vechi din Piața Unirii, case în care au locuit cândva nobili și patricieni clujeni. De asemenea, vom explora trecutul familiei care a deținut Palatul Redei. Imaginați-vă că în cea mai veche clădire de pe latura de vest a Pieței Unirii a locuit o străbunică a casei regale britanice. Claudin Redei, fiica unui nobil maghiar, era celebră în epocă pentru trăsăturile sale frumoase, perfect simetrice. I se spunea contesa inimilor, pentru că întorcea capete și zdrobea suflete la toate balurile. Foarte multă lume este și va fi interesată de Casa Redei, pentru că aici a trăit o ilustră reprezentantă a Casei Redei, Claudin Redei, care este străbunica actualei regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Dar până ajunge la povestea cu Claudin, unde i-a copilărit, pentru că nu s-a născut aici, ea s-a născut la St. George de Pădure, în județul Mureș. Că mai există o confuzie, foarte mulți iau exemplu această casă să spună că are legătură cu, virgulă, coroana britanică, dar nu aici s-a născut celebra străbunică. Și acum să spunem povestea de dragoste acestei Claudin de Redei. O poveste chiar adevărată. Ea se întâlnește cu un reprezentant al familiei regale Württemberg, Alexandru. Württemberg era un mic regat în Germania de astăzi. Nota bene, Germania era împărțită în mai multe state și stătulețe. Și acest, la un bal de la Viena, este o dragoste la prima vedere. Dar nu se pot căsători datorită diferenței de rang nobiliar. Acesta era dintr-o familie regală și ea, sărăcuța de ea, era numai contesă. Asta conta. Ei, dar un lucru și mai interesant, tatăl ei, contele Redei, era împotriva căsătoriei. Gândește-te, el era pe unul. Nu sunt de acord ca fiica mea să se căsătorească cu un reprezentant al familiei de Württemberg. Eu vreau să rămână în Cluj cu tradiții, etc., etc. Ei, până la urmă, ca să-l îmbune, Alexandru de Württemberg învață și limba maghiară. Numai, dar, din păcate, acest conte bătrân a fost de acord, dar nu s-a lăsat convins. Dar moartea l-a convins, a trecut Stixul și după ce el decedează, în 1835, cei doi se căsătoresc. Din păcate, căsătoria lor a durat numai 6 ani, pentru că rezultatul sunt 3 copii, un băiat, Francisc, Amalie și Claudin Junior sau Junioară, fiicele, și ea moare la o vârstă destul de tânără, la 29 de ani, deși media de vârstă, nevul mediu era destul de scăzută. Cum există două variante, deci în 1841 decedează, una că s-ar fi dus să se întâlnească cu soțul său la Graz, pentru că soțul său avea un rang superior, și pe drum, fiind însărcinată cu al 4-lea copil, a avut o hemoragie și a decedat. Cealaltă variantă este că a avut un accident de călărie, tot fatal. Copiii rezultați din această căsătorie de 6 ani numai, la început nu au avut rangul de prinț, dar îl capătă. Iar fiul, Francis de Teck, se căsătorește cu o reprezentantă a familiei regale din Anglia, Cambridge, Mary de Cambridge, rese Maria de Teck. Maria de Teck va fi soția lui George al V-lea, care este bunicul actualei suverane a Marii Britanii. Deci, hai să vedem, este străbunica actualei regine a Marii Britanii. Nota bene, contesa a fost înmormântată la St. George's de Pădure, în cavoul familiei, iar prințul Charles, când a venit prin Ardeal, în 2008 a vizitat St. George's de Pădure. El a fost recent și în Cluj, dar n-am cunoștință de cauză că ar fi vizitat Palatul Redei din orașul nostru. În familia Redei a existat un personaj excentric care dădea apă la moara de bârfe a orașului. Bunica Claudinei Redei aranja întâlniri romantice între ofițeri și femeile din înalta societate. Mai mult, acest cupidon cu sânge nobil a condus la un moment dat un bordel. Ți-am povestit despre Claudin de Redei și despre epilogul vieții sale, să spună figura pitorească a bunicii sale, care se numea Teresa Banfi și era căsătorită cu tot cu un reprezentant al familiei Redei, cu Mihali sau Mihai în limba română. Ei, această contesă era de bunica Claudine, de vederi foarte liberale. Ea a sprijinit constituirea primului teatru
maghiar, în 1792, de fapt nu am mai vorbit asta, dar în sala de bal, ea înlesnea întâlnirile dintre ofițerii imperiali și doamnele Clujului. De fapt, haideți să spunem telespectatorilor, să nu-i facem curioși, era un fel de bordel de înalt nivel. Nota bene, această contesă se pare că mai avea în custodie un bordel pe actuala stradă Inocentie Micu, actuala stradă, pe care îl patrona. Bine, acum gurile rele spun că de aceea s-a și dărâmat prima sală de bal, unde a fost pe urmă ulterior teatru, datorită acestor năravuri ale acestei contese. Dar nu mai spunem faptul că și foarte mulți au profitat de această libertate de gândire a acestei contese foarte pitorești din ea, era din familia Banfi, da, și ea este străbunica reginei Angliei. Sigur, după Clodin au mai locuit reprezentanți ai familiei care realizează modificări și o vedem clădirea astăzi într-un stil baroc, neoclasic, secesion. Sunt mai multe stiluri amestecate, dacă o să intrăm în interior. Și cum arată interiorul? Interiorul vezi două etaje. Intrarea inițial era altcumva, avea cu totul altă formă. În spate este o curte, dar partea de vest, că noi clădirea este partea de est cu fața la piață, partea de vest a clădirii este numai cu un etaj. Deci are o curte imensă. Clădirea este nu numai ce vedem noi din piață, are și în spate. Deci, dar numai cu un etaj. Foarte interesant că o urmașă a celebrei Clodin și a Terezei, mai bine zis, în 1892, numită Johanna Redei, era soția celebrului Odon Petricevici, acel personaj care deținea imobilul în care astăzi își desfășoară activitatea Muzeul de Istoria Transilvaniei. Soția sa, să vezi cum se leagă lucrurile. Săracii ăștia aristocrați greu o duceau. Aceasta e Johanna, foarte, foarte important. Pune placheta respectivă, placa de 2 metri pe 1 metru, cam atât are, în care se specifică că teatrul și clădirea celebrează 100 de ani, îl pune pe marele arhitect al Clujului, iară vorbim de el, de Ludovic Pachei, el face proiectul, și doi sculptori clujeni, Iosef Clos și Mihali Berta, o să mai vorbim de ei, realizează această plachetă. Dar ce face această Johanna? Această Johanna, că și astea sunt probleme, lasă moștenire imobilul Colegiului Reformat din Debrecen. Astăzi, nota bene, se află în custodia sa. Și ce spunea? Trei generații de urmași ai mei pot să locuiască în imobil, dar după trei generații, imobilul revine și de jure, și de fapte, sau și de iure, și de fapte, Colegiului Reformat. Familia Redei, sigur că vedem blazoanele, unul pe stânga clădirii, deci în partea de sud, dacă o luăm așa, ăsta este blazonul original, dar, cum să-ți spun, el este pus în 2005 numai, pentru că a fost în perioada comunistă, nu exista blazonul respectiv, și în dreapta există RJ, adică numele lui Rede Ianoș, cel care a pus fundamentul acestei clădiri cu două etaje. Ce să-ți mai spun? Aici exista sau a existat prima cafenea Clujului. Tot în acest imobil, jos, la parter, se afla în perioada comunistă agenția CFR, agenția de voiaj CFR. Deci de aici se cumpărau bilete, de aici din gară. Iar sus unde vezi acest balcon frumos, era apartamentul regal, între ghilimele regal, aristocratic. Ăsta era apartamentul conților. Știi foarte bine că ei închiriau multe alte dependințe. Astăzi, acest apartament este în chiria Muzeului Ardelean.
Sute de ani, Piața Mare a fost un loc al contrastelor. Aici trăiau atât cei cu sânge albastru, cât și muritorii de rând. Zona aceasta de vest, pe colț, în secolul 15-16 erau 4 case. Aici a stat un personaj celebru. De exemplu, el era socrul lui Francis David, celebrul fondator al confesiunii unitariene. Îl chema Stefan Münich, în limba maghiară István Borat, iar una dintre de ce el era și un membru al Consiliului celor 100, adică cei care conduceau Clujul, un fel de, să spunem, de parlament a mini-Republicii Cluj, bineînțeles cu Republica Orășenească, cu ghilimelele de rigoare. El a fost și jude primar a Clujului, jude primar este echivalent cu primarul de astăzi. Ulterior, casa fiind în buricul târgului, au mai locuit personaje celebre, dar interesant este că unul dintre ei, numit Zoc, a tot candidat să ajungă jude prim. Nu a ajuns nici măcar într-un for de conducere a Clujului și atunci, enervându-se, a spus că această casă o vinde numai unui neclujan. Așa că cetățenii de atunci ai Clujului n-au putut ajunge în posesia acestei case. Între timp ajunge la un alt personaj foarte pitoresc, Viței, un negustor foarte bogat, de confesiune reformată, care avea baie. În perioada secolului XVI, să ai baie, îți dai seama, era un lux. Ca și acum, în unele comune din România, să ai duș, jacuzzi și alte treburi. Cam așa era baie atunci. Aici venea celebrul principe al Transilvaniei, Gabriel Bethlen, la el, la acest personaj, și făcea baie. Pentru că principele, în mod normal, trebuia să facă o baie. Ulterior, această casă, sau acest ansamblu de case, intră în posesia unui personaj cu potență politică, numit Ladislau sau Laszlo Székely, care avea ca soție o româncă, o să vedem noi inscripția care este chiar în curtea din interiorul Palatului Redei, scrie Sara Bulcești, dar de fapt se pare că era Sara Bulcescu și există două variante. Unii spun că ar fi fost fica lui Preda Bulcescu, un boier muntean, și a Anei, cred că am pronunțat bine, Ana, limba română, Solanții. Deci, asta ar fi fost, să-i spunem, arborele ei genealogic. Dar ea face extrem de mult pentru această locație, restructurează întreg edificiul și va fi o bază pentru noua construcție, pentru că ce se întâmplă? Noua construcție va fi în stil baroc. Când vorbim de această doamnă a Clujului, care avea și un sprijin puternic financiar din partea soțului, care la un moment dat era comitele întregului județ Cluj, sau comitat Cluj, dar spun lucrul acesta să înțeleagă telespectatorii noștri, comitat este județul de astăzi, și nepotul său, Adam Székely, s-a căsătorit cu o reprezentantă a familiei Redei, o familie foarte bogată, o chema Cotorin, Coto, Caterina. Magnificele palate din Piața Unirii au și porecle. Una din clădiri este cunoscută drept Casa cu Picioare, datorită celor 4 coloane pe care se sprijină balconul. Aici a locuit un comite, adică cel care guverna tot județul Cluj. În ceea ce privește alte case care erau pe acest aliniament, lipită de casa Redei este casa Ioșica. Ioșica, o familie aristocratică de origine românească, bineînțeles, conții recunoșteau treaba, ei sigur nu mai știau limba română. La început, această casă avea un singur nivel, făcută de către comitele Clujului, Ioșica. Noi am mai vorbit de Miclos Ioșica când am vorbit de Teatrul Național. El așa o descrie, cu un singur etaj, dar un urmaș al său, care a avut, era tot un fel de consilier cu un rang important în cadrul comitatului, ridică cel de-al doilea etaj.
În acest imobil, la un moment dat, a fost sediul Gărzii Românești în 1918. Tot în acest imobil a funcționat, la un moment dat, Biblioteca Facultății de Medicină. Înainte a fost așa numită tablă regească, adică în altul for de judecată, până în 1902, când s-a mutat în sediul actual, am mai vorbit în 1902. De asemenea, tot în această clădire a fost și o casină a aristocrației maghiare. Acum vezi foarte bine că stilurile acestor clădiri sunt un fel de secesion, baroc, neobaroc, e un stil amestecat. Vezi tâlpii, că îi se mai spune casa cu picioare mari. În studenția mea și nu numai, și predecesorii mei, se spunea, era o zicală, că dacă intri în acel perimetru, deci acel arc, printre acei stâlpi îți scazi examenul. Aia nu era adevărat, îți scădea examenul orică nu învățai, orică erai la latitudinea profesorului. Da, era această superstiție că dacă treci prin acel portal îți scazi examenul la facultate. O altă casă celebră în a Clujului, tot pe partea de vest, este casa familiei Vaș, care este o familie extrem de veche, atestată de documente. Are o emblemă extrem de sugestivă, un bour cu botul săgetat. Această casă poartă numele Vaș după celebra Otilia Vaș, care a fost o susținătoare a culturii și ea și lasă această casă moștenire Muzeului Ardelean. Dar foarte interesant, ea a fost nepoata unui conte Giuloi, care lasă Clujului ca moștenire 140 de volume din memoriile sale. Și să știi că foarte mulți istorici clujeni s-au inspirat din acele volume memorialistice acestui conte. Pe urmă, la numărul 14 vine tot o casă renascentistă, apoi la numărul 15-16 este o casă care poartă numele Frolich. Numele e de nuanță germană, dar tipul acesta a fost slovac. În fine. Și pe frontispiciul casei următoare vine o emblemă, să-i spunem, cu Sfântul Mihail și cu data de 1799 și cu prescurtare latină QUD, adică cine este ca Dumnezeu, în traducere din limba latină, pentru că îl înfățișează pe Arhanghelul Mihail. Și această reprezentare sculptată în relief sau a fost realizată de către celebrul Johann Nachtigal, de care noi am mai vorbit. Am amintit acea efigie și anul 1799, că e important, că toate aceste case, erau trei, patru inițial, erau numite în Evul Mediu casele cu picioare ale parohiei, pentru că aici era parohia romano-catolică. De ce le spune așa casele cu picioare? Pentru că în acea perioadă construcțiile aveau acești piloni care imitau antichitatea și cam toate, sigur că nu arătau cum arată acum. Interiorul caselor și beciurile sunt originale. Ce mai vedem pe una dintre aceste case? Deci în 1799 avem casele cum sunt acum. Mai avem o efigie cu 1773, cu un înger care suflă în trei ghilimele pupa vântului lui Iosif al II-lea, care era atunci principe regent, nu era încă împărat al Imperiului Habsburgic, și care a vizitat această casă. Parohul se numea Mihail Benke. Iarăși vedem o casă foarte importantă cu o emblemă extrem de veche, din secolul ăla al XV-lea, care era emblema parohului Schleinig, de care noi am vorbit la acea capelă Schleinig în care a fost botezat celebru Matia Corvin. Aici, lângă noi, unde sunt două locuri în fashion în ziua de astăzi, inițial unde era clubul Diesel era un anticariat, iar cealaltă clădire era o ceainărie. Foarte mulți studenți veneau aici, își beau ceaiul, mai împrumutau o carte. O să mă întreb ce e pe colț. Pe colț vezi o clădire stil secesion. Clădirea asta totdeauna a funcționat ca bancă, cu diverse denumiri, sub un divers patronaj, dar aceasta a fost o bancă. În Piața Unirii a existat și o grădină cunoscută în toată Transilvania. Clujenii se înghesuiau aici să vadă filme.
La numărul 15, deci unde este încadrat anul 1799, în perioada comunistă, mai ales în deceniul 6, 7 și puțin din deceniul 8, era un spațiu pentru film. Era o grădină de vară, un cinematograf unde se expuneau diverse filme. Lumea a cam uitat. Tot aici, în cadrul caselor acum legate, care aparțin de parohia romano-catolică, este un muzeu al unui pictor celebru a Clujului, Servatus Jenă. Noi am vorbit de fiul său, Tibor, când am vorbit de Pieta din cadrul capelei Schleini. Deci niște lucruri mai puțin știute de către concitadinii noștri, care merită să le amintim. Poate trecând pe aici se uită la un film imaginar cei care au vizitat cinematograful sau chiar cei care vedeau filme. Știi ce să spun? Exact cum vezi filmele alea americane, că mergeau cu automobilele, prietenii, și se uitau la filmul de bea o cafea, un suc. Ei, aici mergea lumea, mai trăgea o țigară, o cafea îmbunătățită și se uita la film, că era aer. Aer liber, aer curat. Partea cu clădirile din vestul Pieței Unirii, din centrul Clujului, este extrem de interesantă, mai ales în interior, pentru că în interior avem foarte multe obiective originale. În primul rând, beciurile, subsolurile, ele sunt cele din perioada Renașterii, din perioada Evului Mediu, nu au fost modificate prea mult. De exemplu, dacă mergem pe scările actualei parohii, unde este parohia, vom vedea un an, 1475, an care reprezintă un an din activitatea acestui Georg Schleinig, acest paroh al bisericii, care era contemporan cu marele rege Matia Corvin. Deci zona aceasta este o zonă, nu numai partea de vest, întreaga zonă a fostei piețe mari, a fostei piețe Matia Corvin, a denumirii dată Föter, a pieții Libertății, actualei piețe Unir, este plină de istorie și de lucruri inedite și nu aiurea, turiștii, o mulțime de turiști o și vizitează. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.